Unde fac îmbinarea dintre suprafețe? În mijlocul zidului, la o fața zidului? Unde este mai corect să o fac? O mare greșeală pe care o fac toți cei care montează parchet îl pune la mijlocul. Uh grosimii de zid. În momentul în care se montează parchetul, beneficiarul să știe deja ce tip de uși folosesc. Atunci va găsi în fișă tehnică sau în catalogul produsului și aceste instrucțiuni unde să facă îmbinare. Am înțeles. Deci nu este greșit să îmbin suprafețele la o față de perete sau la mijlocul lui, ci este important să îmi aleg ușile apoi să mă duc la producător, pe site-ul sau pe catalogul lui și acolo voi vedea exact unde se face îmbinarea dintre suprafețe, astfel încât această îmbinare să fie ascunsă sub ușă. Exact. În momentul în care montez parchetul, deja trebuie să știi unde este această îmbinare între gresie parchet, 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 etc.